Belle are cea mai delicioasă mâncare în fața ei. Au, Doamne! Și fix la timp, prietenii ei îi cer o mușcătură. Doar una? Hei! Nu cred că voi numi asta ca fiind o mușcătură. Hei! Oh, Belle și-a pierdut răbdarea. Să-i dăm drumul! Este timpul ca voi doi să vă învățați lecția. Cartonașele, vă rog! Julie poate folosi ambele mâini, Belle niciuna și Mark una. În regulă! Să aducem mâncarea! Ouă! Oh, Doamne! Să înceapă provocarea! Să-i dăm drumul! Nu m-am așteptat la asta? Pentru că ai spart oul potrivit? Iată recompensa ta albastră! Cât de mișto! Se pare că voi doi veți avea ceva de zdrobit! Bine, Mark, care să fie? Roșu! Iată tortul dumneavoastră, domnule! Uimitor de bun! Există o singură cale, Belle! Bam! Oh, varianta greșită! Și pentru asta, un machiaj cremos! Oh, Doamne! Ce zi ghinionistă! În timp ce neîndemânaticii ăștia doi râd, lovește! Lovește! Răzbunarea e dulce, fată! Frumos, Valerie! A, putem aduce niște șervețele aici? Pregătiți-vă să ridicați acele cartonașe! Cât de mișto! Acum, beți! Va fi foarte greu pentru Mark! Cum vom face să reușim, amice? Cum? Desface capacul cu limba! Fie acel capac nu este bine înșurubat, fie Mark face multă gimnastică, pentru că mușchii limbii sunt tare antrenați! Adică, este foarte tare! Wowza! Nu am mai văzut pe cineva care să facă asta până acum! Terminat! Încercați și voi să faceți asta! Belle lovește capacul! Mmm, răcoritor! Julie nu vrea să-l desfacă într-un mod obișnuit! Bine, Ninja! Arată-mi ce poți! Taie partea de sus a sticlei! Și acum o umple cu suc! Belle nu are de ales decât să bea! Au, fato! Și gata! Belle nu se poate descurca! Și varsă sucul peste Mark! Așa de lipicios! Ah! Încetează! Au, fato! Îți bați joc de mine! Upsi! Scuze, Mark! Wow! Să despachetăm! Ce avem aici? Și trebuie să decorez folosind doar o singură mână și două pentru Kate. Au, Doamne, de unde să încep? Danny știe! Wafe? Întotdeauna o afacere bună! Adaugă bomboanele! Chestia asta arată destul de frumos! Adaugă marshmallow! Fantastic! Au, dragă, mai vrei să mai adaugi ceva? Geleuri elastice! Bine! Pare un altar pentru zeii bomboanelor! Sunt total de acord! Ah, arată frumos și dulce! Kate, mai bine îi ține pasul! Nu vă faceți griji! Fata noastră are un plan! Dar încă nu-și folosește mâncarea! Acest super pai elastic va face trucul! Ce ciudat! Ce plănuiește să gătească această fată? Cred că vom afla în curând! Au, da! Papiturile sunt incluse în această rețetă! Vom avea nevoie de niște alimente reale, naivo! Bomboane! Îmi place cum sună! Adaugă-le! Arată perfect! Un tort perfect din bomboane curcubeu! Ești așa de creativă, fato! Adaugă bezelele pufoase! Da, da, da! Așa arată perfecțiunea! Au, cele mai distractive jucării din magazin! Uimitor! Uitați-vă cum arată! Danny, ești hipnotizat! Kate îi dă tortul lui Dan! Bucură-te de privirea ta în gol! Noi vom avea grijă de tortul tău adevărat! Frumos, Katie pisicuțo! Ce distractiv! Au, Danny! Au, am crezut că ești pe punctul de a mânca paiul acela! Au, vai! Uitați-vă la toate aceste delicii trăsnite! O mână pentru Danny! Ambele mâini pentru Kate! Viața e bună!
Kate, ce vom face? Se pare că fata noastră are un plan. Toarnă mărfa! Da, da! Ce anume plănuiește fata aceasta? Nu-mi pasă, o susțin! Sunt așa de multe bomboane! Au, doar așteptați! Salivez! Bine! Au, nu este exact la ceea ce ne așteptam! Danny pare să nu aibă deloc probleme! El pune gogoșile peste tortul său delicios! Iată! Minunatul meu turn cu gogoși! Ești geloasă, Kitty pisicuțo? Bine! În fine, o pălărie? Ce face fata aceasta? Și uite! Fii atent, Danny! Tortul cu bomboane! Și mai știi ceva? Se poate transforma într-o pălărie foarte elegantă! Ești gelos, amice? Da! Danny vrea un schimb! Bate-n palma! În cele din urmă, domnișoara Si obține bunătățile! Așa de delicios, delicios! Bucură-te, Danny! Și Kate, desigur! Nom, nom, nom! Ești a mea! Oh, da! Surpriză? Te-ai descurcat bine, Danny, băiete! Ghinionistule! Ha! Frumos lucrat! Două mâini pentru Dan, una pentru Carrie, niciuna pentru Alina! Fii rar! Începeți! Bine punctat! Un prânz care se mișcă! Prindeți ceva dacă puteți! Danny încearcă primul! Fantastic! El și Carrie nu au probleme! Oh, da! Dar să privim la Alina cea fără mâini! Ce să fac? Nu poate prinde o singură gustare! Și încearcă să oprească linia! Ce dezastru absolut! Manci! Și când au terminat, Carrie și Dan observă că linia s-a oprit! Uite! Au, frate! Idee! Manetă! Trage! Minunat! Margaret și Alina merg în cealaltă direcție! Hopa! Acum, înapoi la petrecere! Dă-mi ketchup-ul! Ce nebunie! Cea mai amuzantă zi din viață! Scuze, Alina! Cartonașe! Fără mâini are Dan! Deliciile, vă rog! Suc! Iam! Răsfățul perfect pentru o zi de vară! Desfaceți! O mână? Nicio problemă! Au, super răcoritor! Alina se distrează de minune! Aceste arome de citrice au dat lovitura! Au, da! Și începe încă una! Carrie are două mâini și va face propăd! Haide! Ea decide să le savureze pe rând! Delicios! O explozie de savoare! Mai mult! Căpșuni acum! Ce va face Danny? Bingo! Poate că nu avem mâini, dar avem două picioare perfect funcționale! Minunat! Lasă degetele de la picioare să-și facă treaba! Acesta este un talent de-a dreptul șocant! El a reușit! Sau nu? Poate că picioarele acelea nu sunt atât de deștepte? Da! Ia-ți băutura dulce! Da! Asta nu putea fi mai rău de atât! Oh, minunat eșec! Scuze, frate! Să mergem să te curățăm, bine? Da, cam este timpul! Fără mâini versus ambele! Și iată! Ochi din jeleu înfiorători! Așa de înfricoșător! Păcat că Lolly are doar unul! Iar pentru Betty, un bufet suedez! Și sunt numai bune de înfulecat? Au, da! Găleată! Acum să adăugăm ingredientele noastre secrete! Jeleuri și, bineînțeles, suc! Okidoki! Urmăriți acum cum se agită! Și acum amestecă totul! Mă întreb ce se va întâmpla! Este aproape gata de o nebunie! Stai departe! Wow! Mega ochi! Lolly! Mișto! Dar este aproape imposibil să mănânci! Deci, înțeles! Este timpul să pompezi!
Uite! Te văd! Norocoasă! Fără mâini și două pentru Betty! Deschideți! Petrecere cu pizza! Au, iubito! Loli, Sesam, deschide-te! Delicios! Dar, da, Betty a primit puțin mai bine! Nu-ți face griji! Să nu mai pierdem timpul! E timpul să înfuleci! Idee! Ești gata să te joci cu mingea? Prinde! Wow! Nu pot să cred că a funcționat! Acum este timpul pentru acest tur de pizza! Nom, nom, nom! Betty nu va fi mulțumită! Teancul va dispărea în orice secundă! Au, Doamne! Betty s-a întors! Unde? Au, s-a pornit! Domnișoară Loli, nu scapi așa ușor! Betty pune lipici pe pizza! Arată exact ca un cașcaval! Tot ce mai rămâne de făcut este să aștepte! E timpul pentru prima mușcătură! Uop! Hei, față cu pizza! Pizza cu față? Asta e incredibil! Vă mulțumim că ne-ați urmărit, prieteni! Noi episoade apar în permanență, așa că asigurați-vă că ați apăsat clopoțelul! Pe data viitoare, semnat echipa!